Îmi place la nebunie să joc acest spectacol, să spun această poveste. La nebunie. Putea să nu ne iasă. Puteam să ratăm personajul care povestește. Pentru că deschis cartea și e creangă care îți povestește. Când chem public, nu poți să citești ce zice creangă. Trebuie să rostești, să spui asta, dar din punctul de vedere al cuiva. E una din chei, da, una din cheile spectacolului. Cine povestește? Domnul Dabija a zis, domne, ce-ar fi să fie un boschetar? Tare. Era supărat rău omul, domne. Păi cum să nu fie, bă, frate? A? Păi pe de o parte îi luase Dumnezeu turbinca și pe de altă parte, în plus de asta, trebuia să și moară. Nu mai aveam decât 3 zile de trăit. E frumos așa? E bine, domne, așa? El acoperă foarte mult din poveste. Prin simplu fapt că el e un boschetar care are niște zdrențe, inclusiv haine de armată, mănâncă dintr-o conservă, e important. E important. Și a doua, să zicem, a doua cheie, care nici măcar nu e o cheie, e mai mult o îndemânare, dacă vreți. Faptul că spun o poveste scrisă de un moldovean pe o limbă oltenească. Eu fiind oltean, mi-e foarte la îndemână și mă susține extraordinar de mult. Îmi dă foarte multă energie. Din ăștia îmi ești? Moartea, bre, înghețată, turbi, era freaște. Sunt foarte multe personaje, n-ai timp să te plictisești de unul sau să te obișnuiești. Nu. Sunt vreo 7. Auzi, de câte ori ți-am spus eu ție că unul ca ăsta vrea să moștenească împărăția cerurilor? Unul ca ăsta? Apoi, Doamne, nu te supăra, îi fai de cerul nostru. Riscul era să nu le găsesc cum trebuie, nici domnul Dabija să nu bage de seamă, dar nu s-a întâmplat. Okay. Nu s-a întâmplat. Păi ce era să facă, bă, frate, bietul? Păi, mă, serios, ce faci, bre? Dacă moartea e chioară și nu te... Hă? Distracție! Păi... Domnul Dabija o zice și în caietul programului, de mai multe spectacole, zice că era cam timpul. Se cam apropiase timpul. Lumea o să zică, domne, bizar. Dar asta e. Absolut. Cam asta. Asta a fost.